judo, însă cei doi sportivi sunt mult mai mult decât atât. Începe meciul Orbocea cu short negru, short roșu pentru Sabou. Ho! Ce knockout incredibil! Incredibilă lovitură! Probleme. Poate cel mai rapid knockout din istorie, doar câteva secunde, cred că au fost 2 sau 3 secunde și Raul Sabou a fost făcut knockout de acea lovitură. Cred incredibil. Că, da, recordul lui Marian Rusu, românul care dăduse cel mai rapid knockout din istorie în cușcă, doar în 4 secunde anul acesta la o gală în Anglia, tocmai a picat. Și chiar vreau să spun despre Raul Sabou că își petrece foarte mult timp la sală, arată foarte atletic, foarte puternic. Iată începutul de meci. A casat această lovitură groaznică. Ce stângă direct în bărbie și Orbocea a fost lovit cu o lovitură, l-am văzut sărându-i apă, cred, din gură, dar această stângă din scurt, direct în bărbie, asta înseamnă o lovitură în bărbie, practic te scurt circuitează cu totul. Iată-l vedem pe Raul Sabou, nu poate să se țină în picioare în aceste momente. Ce lovitură! Și a mai urmat și această dreaptă. Ce instinct de predător pentru Robert Orbocea, deși adversarul său era clar că nu mai avea nicio șansă să continue lupta. Este ceva normal în acest sport, nu poți